După cum v-am anunțat, avem un eveniment literar, lansarea revistei Literatura numărul 1 și volumul de eseuri publicistică Prete. Am lângă mine colegii de redacție, cu excepția poetului studitul, care încă este la Tehnici. Așa se întâmplă când noi facem literatura din pasiune. Îl prezint pe profesoara Manuela Camelia Salon și Mihaela Durlacu, întotdeauna îi zic. Pe rigore, învățat până să se vădite. Comunul Cameliu. Este președintele Asociației Recunoaștere Buzoiană. Și îi mulțumesc pe această cale. M-a ajutat să măresc tirajul volumului cu 50 de exemplare. Volumul fiind suportat de Centrul Cultural Florica ăsta Cristoforeanu de la Râmnicu Ferat. Ca să nu ne mai lungim, o să începem cu prezentarea revistei Literatura și o să rog colegele de redacție, începând cu doamna profesoară, Manuela Camelia Salon. Mulțumesc! Bună ziua, mă spun și eu. M-am confruntat cu unui paradox. Nu știu dacă pot să vă spun bine ați venit sau bine v-am găsit. Pentru că paradoxul planează asupra mea. Eu sunt aici fie în calitate de gazdă, care dacă este fie în calitate de musafir, adică fiind sărat. Dar Buzău este a doua mea casă, unde totdeauna mă simt minunat și vreau să vă fac o mărturisire. Este pentru prima dată, deși am drumul prefete din capitala județului, este prima dată când intru în partea mea drăma, care m-a fermecat de la intrare. Îl vedeam așa din mașină, de pe pod, auzise multe, citise multe despre acest parc, despre centrul cultural de la Alexandru Marin Roman, aflasem foarte mult în ultima vreme din evenimentele culturale care se desfășoară aici. Și vreau să vă spun că este pentru mine o onoare, un privilegiu și o obligație. O onoare pentru că am fost invitată să fac parte din colectivul de redacție al acestei reviste. O revistă provocatoare încă de la titlul ei, Literatura. Este un privilegiu să mă aflu în fața dumneavoastră și o obligație pentru că, fiind redactor și contribuind la nașterea spirituală, da, a actului de cultură care se cheamă revista Literatura, mă obligă la eu știu, ridicarea unui standard, a unui nivel care să satisfacă dorințele cititorilor sau iubitorilor de frumos, iubitorilor de cuvânt. S-a născut ideea de a face o revistă literară. Am fost foarte încântată. Ideea a aparținut unui om minunat, unui prieten apropiat, Teo Cabe. Nu vă mai spun, ca să nu dau din casă, ce discuții colaterale am avut asupra titlului. Titlului aparține în totalitate. Mi-am pus tot felul de întrebări. Dacă o să fie înțeles acest titlu, dacă o să fie comentat, dacă o să fie acceptat, dacă o să fie respins, o să vă spun mai multe și Teo Cabe despre acest titlu, care pentru mine, până la urmă, a sunat foarte, foarte provocator. Este o revistă ambițioasă, pentru că
de cultură. Se naște astăzi în fața dumneavoastră un mic element, un mic auxiliar de cultură buzoiană. Ne vom regăsi aici cu toții. Eu sper că revista își va multiplica cumva paginile și numărul colaboratorilor. Este o revistă buzoiană pentru cei mici și pentru cei mari. Pentru cei mici, de ce? Pentru că am văzut, am regăsit în paginile sale tineri, tineri de mare valoare. Da. Nu știu, la întâmplare, dacă asistă, citesc, este vorba de pe Elena Coman, de Ana Maria Gâbu, de cea mică Maria Lotărescu, da? Elena Ivanov, Elena Miza Ivanov, sunt tinere talentate, tinere care iubesc cuvântul și iubesc literatura și chiar m-am regăsit în avântul și în iubirea lor pentru cuvânt, pentru cuvântul scris. Este o revistă care lasă la o parte orgolie. Este o revistă care lasă la o parte, eu știu, placa celui care se știe vizat sau a răzbunărilor. Este o revistă despre noi și despre ceea ce simțim. Este o revistă care dă încredătate, care dă greutate cuvântului. Veți vedea buzoienii din toate părțile județului, râmceni și nu numai. Pentru că revista are și invitați din afara județului. Noi așteptăm să colaborăm și să ne trimiteți materiale continuare. Dacă veți fi surprinși la modul plăcut și vom primi un răspuns motivant,